Este util și benefic pentru toată lumea. Eu și înainte, pe 3 și jumătate, făceam lucrul ăsta. 1. Înainte să te pui să dormi pentru seară, da? Fie că ești fumător, fie că nu ești fumător, fie că, nu știu, poate te doare gâtul și consumi un sirop din ăla care e turbo, știi? Oricum ar fi, este foarte important să îți aerisești cabina. De ce? Pentru că o să te pui să dormi și ai nevoie de aer curat. Și nu înainte de toate, ar fi bine să ieși afară și să te miști măcar 10 minute, spun eu. Nu de fiecare dată aplic cele 10 minute, dar câteva minute ies afară și mă mișc. De ce? Pentru că, mai ales pentru șoferii de 3 jumate, cu siguranță că ei sunt mult mai obosiți decât cei pe camion, e foarte rău să treci din starea aia de aproape somnolență, ca să zic așa, și oboseală și psihică și fizică, să te pui deodată să dormi. Nu e ok. Corpul nu suportă trecerea asta bruscă, ca să zic așa. Sau mai sunt situațiile în care te-ai trezit, pac, ai și plec. Stai mă ușor, stai ușor că nu s-o găta nimic. N-a luat nimeni foc. E ok. Președintele tot ăla rămâne, dar de fapt nu este el, că e comandant de alții. Nu despre asta. Înțelegi? Deci nu se întâmplă nimic rău. Ia-ți un timp. Și eu. Eu m-am trezit azi dimineață. A fost un timp mai lung de somn, într-adevăr, și m-am trezit cu o oră mai devreme. Am făcut liniștit cafea, am băut cafea, am uitat la ceas. M-am uitat la ăștia dacă au deschis. M-am dus, am întrebat, mi-am pornit ce am avut de pornit. E foarte important să ai timp pentru tine. Când ești la pauzele astea mici, ieși afară. Am mâncat, aerisesc cabina, mai suflu cu un pic de aer și ies afară. De ce?
pentru că este important. Avem nevoie să mergem afară, să ne mișcăm corpul și e altfel când stai afară, frate. Deci ai nevoie de chestia asta, e ceva vital, e în sânge, e în ADN, înțelegi ce zic? Se spune că dacă timp de 90 de zile nu vedem culoarea verde, creierul nu mai procesează corect unele informații. Am aici niște iarbă, iau să te pe pășune. Uite acolo. Și după cum spuneam, este foarte important să ieși, să te plimbi, dai o tură de parcare, nu e niciun fel de problemă, frate. Important este să ieși și să te liniștești. Eu zic că așa trebuie făcut. O să ies acum, mă duc până acolo la ăștia, la pompă, la Peco, pentru că vreau să-i întreb, aici, vreau să-i întreb dacă pot plăti cu cardul DKV AdBlue și dacă au pompă din aia de AdBlue. Probabil că o să-mi spui, păi uite, este scris sus acolo, știu că este acolo scris sus, dar uneori se mai întâmplă ca ceea ce este scris acolo sus să nu fie și real, ca să zic așa. De fiecare dată când trebuie să alimentez, mai ales cu combustibil și nu sunt aparate din alea automate, merg la casă și întreb, pot să plătesc cu ăsta? Și ea zice da sau nu. Pentru că au mai fost situații când era afișat DKV, exemplu, că ăsta e acum, și de fapt nu mai mergea de mult cu DKV-ul la pompa respectivă. Vezi? Și de asta este bine să mergi și să întrebi. Nene, ce să zic, mă bucur de soare, mă bucur de căldura asta. Nu e chiar cald, sunt 90 grade, dar îmi place foarte mult. Și mă scuz, dar după cum am spus, trebuie să ies afară. Servus, my friend.